Gdje doja, žokrući precu debela! Sve še mu uvenilo, ne vse de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Suntem pe hărțulia noastră frumușică. Și tocmai m-am dus să caut niște papagali și nu am găsit, așa că m-am întors acasă cu niște lucruri, dar cu coada între picioare, pentru că nu am găsit papagalii. Asta a fost o dezamăgire și am testat o chestiune, mă duc să pun și eu lucrurile astea. Unde puneam eu șielele? Stai așa, avem pe aici parcă o chestiune. Uite-le aici. Am testat o chestie pe multiplayer și anume nu mergea treaba asta cu... unde am pus? Uite-le aici. Nu mergea treaba asta cu găsitul papagalilor și după aia să zbor cu elitra, ci cred că trebuie neapărat să mergem cu... cu calul, ca să le dai timp papagalilor să zboare după tine. Cel puțin așa cred eu. Trebuie neapărat papagali, vreau să fac și o colivie, deci vreau neapărat chestia asta. Punch 2, Blast Protection, pe astea le-am luat acum. Am trecut pe la niște villageri și de-astea zi piramide. Îmi pun lucrurile înapoi și am luat câteva lucruri destul de bune aici. N-a fost mai un trip degeaba, dar n-a fost nici cum am vrut eu să fie. Avem 36 de TNT-uri. Nice. 36 de TNT-uri. Bonuri. Poți să le voi duce jos. Stau în pressure plate. Le pun pe aici. Și vreau neapărat să mai fac niște artificii, să le am acolo. Just in case, am semințe, îmi trebuie multe semințe pentru a îmblânzi papagalii și cred că două stacuri îmi sunt de ajuns pentru cel puțin 4 papagali, o să-mi iau mai mulți. Siltajul ăsta nu prea am de ce să-l țin la mine în momentul de față. Ok, bun, sugarcane-uri. Am pe aici sugarcane-uri, nu am sugarcane-uri aici, în regulă. Pot oricând să mă duc să iau de afară. Avem o grămadă de sugarcane-uri pe aici. Ne trebuie gunpowder și foi ca să putem să facem mai multe artificii. Asta vreau să facem în episodul ăsta. Pe multiplayer am făcut cam un fail. Am făcut un episod în care m-am dus să caut papagali. I-am găsit, i-am îmblânzit, i-am luat, no problemos. Și pe aia m-am întors acasă. A fost la aproape 30.000 de blocuri distanță, deci o sumă fucking enorm de mare. Și am zburat-o în continuu, aproape. Asta nu se deschide. Și când am ajuns acasă, papagalii nu existau pe niciunde. Nu s-o teleportaseră după mine, deci... chestia asta a fost nasoală. Suntem pe noua textură de Spax Pure BD și suntem pe 1.12 chiar și aici. Din cauza asta vom avea pop-up-uri în dreapta sus și avem și cărțulea în caz că vrem să construim ceva. Ce vrem noi să construim? Avem pe aici sugarcane-uri. Trebuie să mai facem lucruri pe aici. Trebuie să mai facem un depozit probabil la vedere. Ceva de genul. În regulă. Avem 63 de paper și niște gunpowder. În regulă. Un sac și 9. Asta e de super mega bine. Bun. Asta cu ce e? Acum încercasem eu odată o chestiune. O să las și pickaxe-ul ăsta acasă că nu-mi trebuie. Și lăsăm cola așa. Avem niște orange terracotta. Da, mă, că acum putem să facem cu terracotta, cu chestii de-astea. Asta-i tare de tot. Așa, mie îmi trebuie acum o junglă. Efficiency 4 shovel. Bă, știi ce? Aș cam repara-o, sincer. Ia să o reparăm noi un pic așa pe asta. You never know când ne trebuie. Cred că n-am mai reparat-o până acum pe asta. Că nu e atât de specială. 5 și invers 3. Nice! În regulă, avem mâncare, avem, n-ar mai strica niște mâncărițe la noi. Și să mergem. Avem fripturică de asta. Perfectos. Am și Arrows Infinity a Dragon Slayer. Awesome. Pe aici am niște stone, perfect, pentru că vreau să construiesc cu el. Facem niște trebușoare. Avem și elitra, mending, chestii, treburi, alea. Hai să luăm un cal acum. Și după aia să mergem la panoul nostru cu direcție să vedem încotro este jungla. Din câte știu, este în partea aia și probabil o să ne ia ceva de mers. Acum eu nu știu, să mă risc totuși să merg fără cal. Să ne riscăm să mergem fără cal, să facem un test și eventual după aia mergem pe jos. Ia hai să mergem fără cal să vedem. Poate e mai aproape jungla asta decât a fost în multiplayer și poate aici o să meargă. Nu știu sigur. Vedem, dar vreau neapărat să găsesc niște papagali să le fac aici o colivie frumoasă, chestie trebuie. Stai, unde era ala? Era aici. Mlaștină jungle. Jungle-ul ar trebui să fie în partea aia. Ok, hai să mergem în partea asta.
Eu amending și nu este 100%. În regulă. Acum noi mergem către sud. Bun, o să tot o țin așa, către sud. Și să sperăm că ajungem undeva bine. Nu știu exact dacă și ajungem. Sper să nu merg foarte multe blocuri cum am mers pe multiplayer. I hope so. După aia, în episodul următor, vreau să ne jucăm puțin cu teracota. Vreau să facem niște chestii interesante. Și de asemenea să ne bazăm puțin pe niște depozite de chestii. Să avem și noi sugar canyon-uri mai mari și chestii și alea, mai multe și alea. Ceva automat, poate, ca să nu mai ducem lipsă, știi? Să nu trebuiască tot timpul să apelez la a da cu pumnul în sugar cane. Asta în prima ordine de idei. Aha, uite, jungla am și găsit. Hai că n-a fost departe jungla, a fost foarte aproape. Dacă tot am găsit jungla aici, o să fac și un print screen. Obișnuiesc să fac asta des. Pac, ca să știu unde este jungla. În regulă, perfectos. Încă nu avem Optifine-ul, încă nu a apărut în momentul în care eu am înregistrat acest videoclip. Dar pe viitor cred că nu mai avem mult și apare și Optifine-ul. Acum trebuie să găsim papagalii ăștia. Ce-i pe acolo? Nu ai o bucată de lemn. Papagalii ăștia, câte am văzut, îi găsești în cele mai ciudate locuri. Uneori sub frunze, uneori pe copaci. Nu tind să stea, din câte am văzut eu, în zonele prea joase. Sunt puțin mai ridicați, mai elevați. Deci eu am mers către sud și acum mergem tot către sud și ca să ajung acasă trebuie să merg către nord. Îmi tot spun chestia asta ca să nu uit. Ca după aia să mă rătăcesc pe aici. E foarte miștoacă treaba că jungla e foarte aproape și eventual dacă nu se spawnează după noi, dacă nu se teleportează papagalii după noi, pot oricând să merg pe jos. Deci nu m-ar deranja cu nimic treaba asta. În regulă, dar nu văd niciun papagal pe aici. Și așa se întâmplă cu ăștia. Dai de ei când nu te aștepți. Trebuie să mai stăm puțin și așa să-i observăm. Pentru că sunt destul de colorați. Văd ceva acolo jos, dar ăla cred că e Cocoa Beans. Nu? Ăla e Cocoa Beans, în regulă. Ceva pe aici, asta e albastru de colea. Mă uit, trebuie să-i căutăm. Din câte am văzut, dacă dai de unul, dai de mai mulți. Unde e unul, sunt mai mulți. Cam așa funcționează treaba. Și asta e de bine. Mă uit acum să văd dacă există ceva printre copaci ăștia. Nu există nimica. Uite ceva acolo. Ăla e un porc, cred că. Da, ăla cred că e un porc acolo. Yep. Cocoa beans, porci și mult, mult, multă vegetație, de fapt. Aici, pe acolo. Vine noaptea acum, firar să fie. Și mai văd atât de bine. Încă un porc aici. Hai să ne ridicăm puțin. Hai un pic așa. Și să căutăm și prin alte meleaguri. Deja am văzut un creeper. Hop! Pauză. Asta e un papagal acolo? Nu. Ăla e un albastru de la apă. În regulă. Ia hai pacile. Sus! Bum! Bă, curios că nu găsesc niciun papagal, ești nebun. Nici măcar unul. Uimitor. Oh, hai să mâncăm un pic, Jesus. Nici nu m-am uitat la mâncare. Eram chiar și cu câteva inimioare luate. Wow, uimitor că nu găsesc până acum un papagal. Uite aici o oază în junglă. Poate cine știe trage la așa ceva. Și papagalii trebuie să bea apă, nu? Uite un creeper acolo. Îl nimicesc. Ce, n-am murit? Gata. Hai că l-am terminat de zile. Îmi trebuie gunpowder. Planuiesc pe viitor și eu o fermă de monștri, de monsters. Ca să luăm și noi niște dropuri. E nasul la fermele astea că trebuie să stau AFK, știi? Trebuie să stau degeaba cum ar veni și nu prea îmi place chestia asta, dar asta e. Este singura modalitate de a face dropuri ușor. Băi, nimic pe aici. Curios. Nasol și cu noaptea acum, că nu mă ajută absolut deloc. Vremea nu mă ajută absolut deloc. Opa, am auzit aici un zombalău. Vedeți voi, de multe ori papagalii imită sunetele ce le aude prin jur de la mobi
Și nu știu dacă e un zombalău sau e un... A, e un zombalău că l-au și mergând. Să ai un papagal, știi, de mult, în multiplayer când am găsit papagal prima dată, ai impresia că mereu sunt urmărit de zombalăi, dar de fapt erau... Oh, shit! Erau papagalii care făceau sunetul ăla. Dar n-am știut pe moment atunci. Din nou, porci uimitor. Deci, la mine aici nu se spawnează papagali. Ok. De ce sunt aici? Bucăți de pământ. Și drept, jungla asta am descoperit-o mai de mult, nu e prima dată aici, dar nu cred că contează chestia asta. Adică nu văd de ce ar conta. Nu cred că trebuie să fie ceancuri noi, nu? Ar fi stupid dacă ar trebui să fie ceancuri noi. Pe aici, pe lângă. Ce mi-a dat asta? Sugar. Deci n-am ce să fac cu sugar. O să merg pe aici, pe sus. Hai să vedem că o fi ceva pe aici. Mă gândesc că lor le place să zboare. Sau fi pe partea cealaltă a junglei. Ne mai avem jungla asta. Oh, shit. Jungla asta e destul de mare. Mă, ce bine că nu m-am uitat în ochii ăstuia. Ia, hai să mergem noi. Da, așa. În cealaltă parte a junglei. Uite aici. Jungla asta e super, super mare. Și mă gândesc că poate cine știe, o fi și prin partea asta niște papagali. Uite pe aici. Maybe, maybe. Sus. Hop, 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 hop. Done. Hai să căutăm niște papagali pe aici. Acum sunt cam în centru, cam în mijloc. Ai o găină? Mamă, nu văd de aici. Ai o găină, nu? Ia, o fi un papagal. Nope! E o găină. E o găină, nu cred, Jesus. Ok, am dat de o găină, dar nu dăm de papagali. Hai să nimicim un pic pe ăștia. Mai... Oh, avem și fier. Nhaios. Avem și un individ pe aici, care s-a spawnat pentru prietenii lui. Ce mă, chiar așa nu dăm noi de un papagal, ești nebun? Nimerim pe ăsta de aici. Yep. Uite, ea chiar a deștept să sărea direct în apă. Dar n-a fost deștept. Băi, foarte curios treaba asta. Foarte, foarte curios. Fă niciun papagal. Ia hai mai încolo. Sus. Ador elitra. Deci cu elitra atât de bine. Te-am văzut, prietenași. Vii pe dreapta, nu? Ha! Mamă, din prima l-am luat. Nici n-a avut timp de răgaz. Mă, la ce e acolo? Ăla e Cocoa Beans. Ăla e un porc acolo. Uimitor. Lavă. Hai jos. Oh, shit. Nu cădea. Nu cădea. Să ții naibii minte. Deci noi trebuie să ne ducem spre nord. Să nu mă... să nu mă rătăcesc pe aici. Oh, shit. No. No. Oh, shit. Ah, m-a luat. M-a luat post-mortem. Funny. Ia, băi, e o grămadă de porci, frate, pe aici. Dar în nece un papagahal. Pă, ce nasol. Am venit și n-am găsit papagali. O să mai caut pe aici, să vedem. Cred că am văzut un ocelot. Deci am găsit și iepuri și un ocelot pe aici. A venit și ziua, caut în draci. Uite-mă, ocelotul. A, încă unul aici. How cute. Am pisici acasă, nu-mi trebuiesc. Dar papagali tot n-am găsit. No, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă cu ei papagali. Nu vor de nicio culoare să îmi intre mie aici în viziune. Opa, ce e la alb? Ce e ăsta? Ce e ăsta? Ce e ăsta? Oaie? Serios, oaie în junglă? Freaking serious? Oh my god, trebuie să stau să caut în draci până când mi se spawnează unul. Deci e super, super dificil. Merg de azi noapte. Unde e? Ia uite, soarele e aproape sus, la mijloc. Iar eu tot merg prin jungla asta, firar să fie. Uimitor. Fucking amazing. Absolut nimic până acum. Nici măcar urmă de papagal. Ce-i drept și jungla asta e destul de mare. Și
știu exact dacă contează unde să se spawneze în junglă, dar eu am fost și prin mijloc, ia să punem noi torțele astea, că nu mai avem acum shader care să ne ajute. Și am fost și prin mijlocul junglei, am fost și la margine. Chiar nu înțeleg de ce nu dau de nici un papagal. Acesta era ideea, să găsesc papagali. Nimic pe aici, m-am tot uit. E ușor să-i vezi pentru că sunt alfi. Oh. Ce acolo? No. Deci cu binzurile astea îmi fac viața foarte grea mie. Pentru că am impresia că văd un papagal și de fapt este un cocoa beans și mă entuziasmez și zic: "Oh my god, am scăpat, am luat papagalul, am luat papagalul." Și n-a fost așa. Oh my god, am căzut de m-am rupt. Come on, hai da sus. Tocmai citeam pe Wiki, m-am pus pe Wiki să văd și zic: "Bă, o fi, știi, o conta unde să se spawneze sau chestia asta." Dar nu scrie nimic de genul ăsta, dar am văzut o nouă informație cum că acum de când au schimbat că ăștia papagalii se îmblânzesc cu semințe. Dacă le dai prăjiturele, sunt de fapt otrăvitoare, prăjiturele pentru papagal, și mor și mai dau și particule, așa ies particule din ei de poison atunci când mor după ce tu le-ai dat prăjiturele. Ok. Toată chestia s-a transformat într-un lucru foarte creepy din cauza prăjiturilor lor. Bă, da, nimic, mă, nu se poate așa ceva, mă, nimic, absolut fucking nimic. Deci de când merg pe aici, nu aveți idee. Deci m-am plictisit de moarte. Să merg pur și simplu prin junglă degeaba. Nope, nada. Nimic, absolut nimic. Uimitor. Și în multiplayer am găsit papagale atât de repede, deci în prima i-am găsit pe aia. Cei drept am mers foarte mult pentru ei, dar hei, măcar i-am găsit. Am mers pentru ei. Dar pe ăștia absolut nimic, absolut nimic. Porci. Și porcii mă mai debusolează uneori că au altă culoare decât cea din jur, știi? Dar frate, uimitor, speram că acum când vine dimineața să se spawneze niște papagali. Și ciuci papagali. Nici mecar unul. Mie că s-ar putea. Uite, găini, dar avem frate găini, deci bă, avem găini, dar n-ai văzut. Speram să spawneze măcar unul, ziceam, bă, măcar iau unul pe ăla pe care îl văd, dacă e. Și avem unul și pe aia mai căutăm eventual o junglă în altă parte. Și cred că asta o să trebuiască să fac acum. Opa, ce e aici? Ah, ok, sunt ciuperci. Cred că asta o să trebuiască să fac eu acum. Mă gândeam să facem o colivie ca să avem colivia deja pregătită. Și după aia să mergem să căutăm altă junglă în altă direcție, pentru că prea multe nu avem ce să facem în cazul ăsta. Mi-ar fi plăcut foarte mult jungla asta chiar aproape și puteam să zbor până acasă rapiduț. Asta ce s-a aici? Găini, găini, găini peste găini. New recipe! Mi-a dat acum rețeta pentru tort. Pentru că am luat ouă. Uimitor. Uimitor că nu găsesc. Ăla ce e acolo? E o culoare ciudată. Uite, cocoa beans-urile astea îmi dau mereu palpitații. Absolut nimic. Mă mai învârt un pic pe aici și dacă nu găsesc nimic, mergem acasă să facem o colivie, ca după aia să căutăm altă junglă, pentru că pur și simplu în jungla asta, ori din cauza că am descoperit-o până acum, ori habar nu am de ce, pur și simplu nu vrea. Niciun papagal. Absolut niciunul. Deci mor, absolut, absolut niciunul. Hai să mergem acasă. Eu am venit către sud și acum mă voi duce către nord. Băi, ce dezamăgit sunt, speram să găsesc și o papagal. Mă tot uit în jos așa, poate văd ceva interesant. O altfel de culoare, o altceva, știi? Dar nu. Nope. Absolut nimic. Mamă, dacă de mare jungla asta, Jesus. Nu știu dacă am descoperit ceva pe aici. Uimitor de cât de mare. Wow. Ok. Destul de mare jungla asta. Interesant. Și nu e chiar atât de departe de mine. Eu încă sunt către nord, încă sunt către nord. Am salvat coordonatele, le avem. Cred că o să trebuiască să găsim o altă junglă. Sau să mai vină eventual o dată. I don't know. Nu știu, poate să reîncarc chancurile. Dar aș încerca totuși cu o altă junglă. Nu prea am văzut. Eu am tot explorat, dar altă junglă prin vecinătate nu am văzut decât la depărtare și asta pentru papagal e un puțin cam nașpa, dacă mă întreb pe mine, mai ales că nu pot să-i bag într-un cufăr sau ceva și pur și simplu să-i iau. And that sucks.
It sucks. Ar fi frumos să găsim papagali pe aici, prin copacii noștri. De junglă. Acum, unde să facem noi colivia? Nici măcar nu am un design de colivie în minte. Unde să facem noi colivia de papagalii? Asta e puțin, să vedem ce loc avem noi. Putem să facem și aici, de exemplu, în zona asta. Zona asta nu avem nimic deocamdată. Am putea să facem în zona aia. Noi pe aici, pe lângă, mai avem lucruri. Aici avem drum și spațiul nostru de iarbă verde. Uite, avem și niște iepurași pe aici care se pelindă. Și mai avem zona asta, că e puțin cam liberă, dar nu știu ce să zic cu ea. Cred că mai bine aș păca un picuț mai aproape de casă, să-i văd. Și zona asta de aici e puțin cam neumblată. Mă refer la asta de pe aici. Aici ar merge o colivie pe undeva. Să eliberăm puțin spațiul și putem să facem o colivie eventual pe aici. Dar cum și ce fel să arate colivia, habar nu am. Numai că vreau să fac astea în scări. Uite așa. Și distrug aici și înlocuiesc cu Eldertos. Bom, ăla e. Și avem aici un spațiu. Nu vreau ca colivia să fie destul de mare. Nu să fie chiar restrânsă, să știi. O să distrug și ăsta. Să avem drum. Pare în regulă. Să mai iau totuși un rând. Hai să mai luăm un rând. Și aici facem așa treptat. Aiată-și. Iar cu alea distrugem. Perfectos. Nice. Bun. Acum. Famă. Nu știu cu ce să fac Olivia. Să fac cu iron bars. Cu bare din acelea de fier. Sau cu gard. Asta este întrebarea. Hai să vedem. Ce putem să facem? Iron bar, să am ceva pe aici? Nu pare să am nimic. Putem să avem o ușă. Cred că o ușă indicat să avem. Ia să ne mai uităm pe aici ce putem să folosim. Poate avem aici. Mamă, câte uși avem, Jesus. E o grămadă de uși. Bă, nu văd nimic de aici pe care am putea să-l folosim, care să ne ușureze nouă situația. Poate putem să folosim ca acoperiș și niște covor. Cred că ar fi interesant chestia asta. Block of Quartz. Ia ce mai avem noi pe aici. Da, și bar de iron, din păcate văd că nu avem. Așa că o să trebuiască să facem. Luăm niște iron. Și bările parcă se făceau așa. Yep. Hai să facem 32. Hai să facem mai mult, hai să facem 48. Nu știu exact că merge așa. Vreau să fac un test rapiduț să vedem dacă funcționează să punem covor cum vreau eu. Și o să iau... Hai să luăm... Mamă, nici nu știu ce să pun. Hai să punem... Hai portocaliu. Hai să punem portocaliu să vedem dacă funcționează. Încă una, acelișa. Și avem banc. Și stai un pic, că mie îmi trebuie pe 4. Mie îmi trebuie pe 4. Deci eu caut să fie specific. Trebuie să ne gândim bine acum. Uite, pot să încerc aici. Și avem punk, 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 punk. Și ăsta să fie gen colivie. Și sus să vină astea. E punk, 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 dar nu merge în partea asta. Aha, merge doar pe mărgini. Și dacă o fac mică, ar merge. Și dacă mai pun una aici și o închid așa, s-ar putea să iasă pe aici. Dar în rest ea arată foarte bine așa. Foarte, foarte bine chiar. În regulă, doar că e la mijloc. Asta îmi pun eu problemuță. Că nu vreau să fie o colivie de aia minusculă, știi? Adică vreau totuși să fie în regulă. Atunci, cred că voi opta pentru slaburi. Hai să vedem ce slaburi avem noi aici. Și cred că pentru ceva de lemn, cred că e cel mai indicat ceva de lemn. Avem ceva de lemn? Nu prea. Nu prea avem slaburi de lemn pe aici. Ia pe aici.
În regulă. N-avem nici slaburi de lemn. Putem să facem... Am ceva pe aici de făcut. No, băi, suntem ca sărăcăcioși așa un puțin, dacă observ eu bine. Nu suntem chiar atât de bogați precum credeam eu. Uite-mă, 31 de oak. Uite așa și menținem ideea simplă, știi? Așa, hai să vedem dacă ne iese treaba. Avem și o ușă. Nu știu exact cum se conectează iron bars-urile cu ușa, totuși. Acum e noaptea, acum e noaptea. Hai să dormim, că vreau să fie zi, vreau să vedem așa frumos și toate cele. Și mai rămâne să căutăm o nouă junglă. O să plecăm în explorațion. Deși e nașpa că... Trebuie să mă întorc, cred că pe jos, că dacă mă întorc prea de la depărtare, nu se teleportează, de fapt, papagalic după mine. Păi să ne mai facem un pod aici? Cred că n-ar strica. Cred că n-ar mai strica un pom. No, bun, hai să vedem cum facem. Deci vine orientat în partea asta și vine așa. E destul de mare? Cred că e destul de mare. Oh, da. Și vine așa. Iar aici voi face ușa. Dacă pot. Ia. Bum. Oh, nasol. Oh, foarte nasol. Ah, nașpa. Cred că trebuie să o gândim puțin tel mai mult pe asta. Hai să facem marginile și avem două aici. Să facem una. Așa. Și încă una. Așa. Băgăm ușa. În regulă. Dar nu se conectează pe aici și pe aici poți să și treci. Eu nu pot, dar mie că papagalii poate să treacă. That sucks. Aici ar fi mers, știi ce? Aici ar merge un slab. Uite așa. Și asta să fie colivia, știi? Și mai putem de altfel să facem prin prejur cu lemn. A, da, am putea să facem. Că partea de jos întotdeauna e cu lemn, știi? Și putem să facem cu... Hai să mă gândesc. Pot să o fac așa. Să o facem pe semi-rotund. Gen, pac. Nu știu dacă mai ajung astea. Uite așa. Una, două, la fix, frate, mi-a ajuns, wow! Ok, nice, mă bucur asta. Problem, problem, nu avem aici conexiones. Asta e problema. Poate că fac așa și urc în sus. No, că n-are sens. Da, n-am decât să umplu și aici. Hai să facem colțurile tot cu, să facem cu oak. Și așa mai schimbă puțin textura. Pot să urc? Yay, am urcat! Să mă pun acolo. Una, două, trei. Eu mai am 33, așa că îmi ajung. Nu mă îngrijorez de asta. A, regula. Pentru că ei tind să zboare, nu o să fac colivia prea îngustă. Ba din contră. O să mă urc pe... lăsat de dirt. Și o facem, nu știu exact aici cum să fac eu. Da, hai întâi să mărim porțiunea asta. Și pe aia vedem. Oh, am greșit. Da, așa. Rezolvăm, rezolvăm. Până acolo. E spațiul ăsta de detectare foarte mic. Și încă una. Nu mai vrea? Pac. În regulă. Aici văd că nu se conectează. Aici e beleaua. Aici chiar e beleaua. Dacă pun de exemplu guard, oare o merge? A, nu, da, merge așa. A, ok, bun, hai că merge și așa. Merge și așa. Arată frumos. Arată interesant asta. Ok. O să mă urc sus și să vedem cum facem aici, pentru că aici e un pic cam complex. Că mă întrebe mine. A, ok, hai că am mers peste slab. Oh, perfectos. Păi ce vrei mai mult? Gata. Și acum doar punem așa. Trebuie doar să mă urc un pic. Și măresc. Sper să mai ajung astea 22 de slaburi ce mi-au mai rămas. Dacă nu mai facem. E lemn de oak. E destul de de ieftin. Oh, da, mai ajung. 16. Cu siguranță.
Acum, dacă am fi noi băieți deștepți, am face puțin acoperișul elevat. Gen așa. Acum o distrug pe asta și înlocuiesc. No, de ce se pune de două ori? Nu înțeleg. Aia chiar nu înțeleg. Data. What the fuck? De ce se pune de două ori? E ceva cu mouse-ul meu. E ceva neregulă cu el. Ne-ar mai trebui încă unul. Categoric ne mai trebuie încă unul. Și asta este Colivia. Acum nu știu sigur dacă ăștia pot să iasă pe aici sau nu. Dar ca să nu ne riscăm totuși, cred că voi lua niște scări. Nu știu. Stai să vedem. Asta e Colivia. Mă, arată interesant ca și Colivie. Putem să vedem și din afară. Papagalii. Când o să-i avem, bineînțeles, că deocamdată nu-i avem. Nu avem nici unul. Mama lor, ce greu sunt de găsit. Mama lor. Ia, avem ceva pe aici de folosit. Categoric. Ah, ok. Mergem acilișa la lemne. Bum. Avem niște lucruri pe aici, dar nu prea sunt în regulă. Mergem pe oak-ul nostru. Unde ești, măi? Oak. Și băgăm niște slaburi. În regulă? Să pun eu scări sau nu? Ah, nu știu ce să fac. Hai să facem totuși că vreau să văd dacă merg niște scări pe lateral. O să vedeți într-o secundă la ce mă refer. Așa. De asemenea, putem să luăm... eu am piele. Am. Putem să luăm, să facem un tablou în care noi să punem o pană. Și astfel să dea de înțeles că, hei, aici sunt papagalii. Și punem pielea în mijloc. Bum. Și o pană pe aici, pe undeva. Pot găsi și eu o pană. Iup. Să spun că le-am folosit pe toate. Eu de obicei nu iau pene, că nu prea îmi trebuie la nimic, știi? Aha, uite aici. O pană. Nice. Hai că asta e de bine. Și o să punem pe acolo niște lumine așa pur și simplu. Și mai rămâne să facem, să găsim acei papagali. Hai! A, ce am vrut să cad până sus. Aici nu pot să urc? Serios? Ok. Cu elitra în apă e întotdeauna ciudată. Bun, acum, cum facem noi cu astea? Scările, eu vreau... Aveam o idee de genul ăsta și văd că funcționează chiar foarte bine. A, în regulă, că ăsta vine până la jumate. Nice! Uite cât de tare arată. Oh my god, cât de tare arată. Jesus, ia stai un pic. Stai că descoper lucruri noi. Oh, da. A, arăta mai bine așa înainte? Cred că arăta mai bine înainte așa decât cu multe scări. Parcă multe scări arată ciudat, nu știu. Nu știu de ce. Așa mi se pare mie că arată ciudat, habar n-am. Pam, pam, pam. Băi, frumos, mă. Frumos, frumos. Aici o să completez. Mamă, dar n-arată atât de bine completat. Cu două. Și hai să punem aici, să vedem dacă putem... Pot să pun... A, deci ăla e sus. Și dacă pun aici, jos. Nu știu sigur dacă pot ieși ăștia afară sau nu. Prin chestiunea aia. I don't know. I have no fucking idea. Și mai am un slab sus acolo. Uite cu alea. Deplasat. Iar am pus mult. Ce, mă, chiar se pune așa mult? Deci nu știu ce mi se pune atât de mult. Nu am idee. În regulă. Aș putea să vin aici. Ah, asta e tare. Ia stai un pic. Eu am fortune, dar nu am silk touch. God damn it. Dacă aveam silk touch, luam un glowstone de aici să vedem cam cum arată. Aș fi fost curios. Glowstone, din câte știu, l-aveam la prețios să l-avem jos. Nope. Glowstone l-avem jos. E băgat pe aici pe undeva. E la cilișaum. Pac. Un glowstone. Ne trebuie nouă. Să mai luăm două, totuși. Hai că punem torțe. Punem câteva torțe pe acolo. Și gata. Nu mai putem juca pe acolo să facem mare și frumos pacilișam. Dar mie să nici să nu exagerăm. Nu o să avem extrem de mulți papagali, să nu vă imaginați că o să avem cutia asta plină. Dar atâta cât avem, să stea comozi. Bum! Da? Ma, ce frumos că cade puțin așa în jos. Și ca să fie extra lumină, o să pun și aici două torțe pe interior și la fel, două torțe pe exterior.
una pe jos, pe aici trebuie să mai umplem noi cu lumini. Și eu zic că arată ca o colivie frumoasă. Nice, avem și spațiu. Frumos de frumos. Acum mai rămâne decât să găsim indivizii ăștia de papagali. A, să facem și un pic așa? Am putea, de ce nu? Dacă aș putea să pun torță peste, mi se pare că am încercat o dată și n-a mers, da? It doesn't work, man, it doesn't work. Acum putem să venim cu un mic, uite așa, trotuarel. Și pe asta să venim tot așa cu oak wood, pentru că păstrăm aceeași tematică ca la ponton. Și venim așa, aici trebuie să-l conectez. Ah, nice, hai că arată bine de tot. Păi să o să le iau de aici că nu prea și are locul. Frumos, îmi place, I like it. Din păcate, nu avem ce să punem în el deocamdată. Dar în episodul următor o să găsim categoric, nu mă las până nu găsesc papagalii. Și băgăm acilișa și mulțim și avem toate culorile din lume. Dar până atunci sper că episodul ăsta v-a plăcut, iar până data viitoare, v-am salutat!